Să tac e tot ce-mi rămâne. Să spun, nu am Iisuse ce, căci răul ce lovește în mine e îngăduit de Dumnezeu. Să tac, chiar dacă simt mânie, să plâng încet și fără glas, și să-mi aduc aminte, Doamne, că ești cu mine în orice ceas. Să tac și să nădăjduiesc, că în curând veni va vremea când voi vorbi prin Duhul Sfânt. Să tac de dragul Tău, Iisuse, de dragul Sfântului Cuvânt, de teama vorbelor prea aspre, aleg să tac, Iisuse Sfânt. Aleg ca omul vechi din mine să-l transform în unul sfânt, căci îmi cunosc menirea în lume, lumină pe acest pământ. Lumină în lumea întunecată, ce vrea să stingă focul meu, dar nu mă las, Iisuse, Tată, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu îmi cunosc cărarea, Doamne, și știu că duce sus în cer, căci te-am ales din mii de taine să-mi fii stăpân și Domnul meu. Eu știu că sunt copilul Tău, chiar dacă lupta-i tot mai grea. Veni va vremea când ispita va fi zdrobită în palma Ta. Eu știu care mi-e ținta, Doamne, chiar dacă piedici sunt pe ea. Am să Te laud cu putere, chiar și tăcând Te-o-i lăuda. Să tac e tot ce-mi rămâne, acum în clipa de încercare, știind că vine, Doamne, vremea când voi vorbi spre slava Ta.